Din nou în direct, sunt noi evoluții în căutarea fetiței de 11 ani dispărute în Carolina de Nord. Este vorba despre Mădălina Cojocari, care nu a mai fost văzută de mai bine de o lună. Poliția a publicat un mesaj scris de mână pe care l-a primit de la familia ei. Între timp, cazul a ajuns pe lista FBI drept cel mai intens dezbătut al săptămânii și pentru care s-au alocat resurse considerabile. O firmă care deține panouri publicitare în statul din care a dispărut Mădălina s-a oferit să pună la dispoziție spațiul pentru a afișa posterul cu chipul ei. There's still no trace of Mădălina Cojocari, a desperate search still underway that's gripped a community and this 11-year-old's family. For the first time in this two-page letter released by police, we don't know who exactly, but one of her relatives explains the hope they still have, writing in part, quote, "We as a family are devastated and absolutely heartbroken to learn that Mădălina is missing," going on to say, "Our family is doing everything we know to do to support the efforts to find Mădălina and bring her home. We are and continue to have hope and positivity in this difficult time and pray that she is found safe very soon." Mădălina was last seen publicly getting off her school bus on November 21st. Her parents say they last saw her on November 23rd, but police say they didn't report her missing until December 15th. They're now charged with failing to report a missing child. On Wednesday night, our cameras were there as crime scene investigators entered Mădălina's house, leaving with several evidence bags and carrying out a box. We checked, but search warrants weren't available today, so it's still unclear what they took. Nobody was seen at the house today. This poster on a neighbor's door showed her missing child poster with the hashtag #FindMadalena. Cornelius Mayor Pro Tem Dave Gilroy says investigators are working tirelessly to make that happen as this community rallies around this precious little girl. Nothing matters other than finding this little girl safe and sound, hopefully. And there's nothing our community can do other than hope and pray and allow these extraordinary professionals to get the work done. Familia Mădălinei Cojocari din Republica Moldova spune că a fost foarte greu să țină legătura cu ea. Fata nu vorbea foarte bine limba română, iar mama se ferea de tatăl ei atunci când suna în țară. Oamenii cred acum că fetița a fost răpită. Toată vremea mai sunam și era la volani și îmi spunea că, mergem la munte, mergem mai și aproape oceanul, nu departe sunt munte. Deci cu mergem o familie la... fericită. Da, era. Mergem în parcul cu tare. Cu nepoata nu ați discutat niciodată? Am discutat. Ea puțin știe și românește, m-a salutat, toată vremea venea și m-a salutat, bunel, salut. N-am avut probleme așa. Ultima dată, undeva la sfârșitul octombrie vorbit. Și a fost la mijloc că ea totuși a fost frată, a fost luată de cineva. Acolo a fost ceva la mijloc între ambii soți. Fiindcă așa am înțeles că el nu i-a dat voie să comunice, să duc, să vină nicăieri. Și până la urmă dovedit să anunțe la școală, la profesori, fiindcă fata doar nu era la ore. Și după aceasta, deci profesorii au anunțat. Țarmiza Andronic, vorbim despre o poveste extrem de complicată. Și foarte tristă. Da. Foarte tristă atunci când, mă rog, te uiți cu admirație la cei din alte state, că se mobilizează, că fac tot posibilul să găsească fetița, nu contează că e de naționalitate din țara respectivă sau nu, uite, că unii se mobilizează, fac eforturi uriașe. M-a impresionat și chestiunea cu panourile, sincer, adică acum când toată lumea își dorește foarte mulți bani, când suntem crize peste crize, când avem crize peste crize, uite că cineva face și astfel de gesturi. Însă cel mai trist este când proprii părinți nu se uită înspre tine. Când mama se întreabă unde e fetița după 3 zile, când tatăl sunt și principalii ridică, suspecți în acest moment. Păi, cred și eu că sunt principalii suspecți, dar asta este trist. Până că la urmă, de răpirea fetiței, despre răpirea fetiței a vorbit prima oară școala. Ei au alertat poliția. Iată, acolo lucrurile funcționează altfel.
Nici nu știi ce să spui în astfel de cazuri, nu poți decât să spui Doamne ferește, știi? Da, domnule Dan Constantin? Sigur, mi-aduc aminte de, discutam în prezentai materialul, un alt caz celebru din Portugalia, când fetița unor englezi a dispărut și a rămas o enigmă și acum au trecut mai bine de 10 ani. Cred și din gând în gând mai apare câte o informație, sunt ceva dintr-o anchetă, dar ancheta a ieșuat acolo și nu s-a rezolvat nimic. La fel a fost o serie de dispariții, la fel de suspecte în Franța. Deci totdeauna când apar dispariția unor copii, mobilizarea și a poliției și a societății în general este foarte, foarte puternică. Ele ajung în prim planul atenției generale, dar iată că mobilizarea e în general, este așa mare, este, dar rezultatele, experiența mea de telespectator de documentare de astea, problemele în general, nu o să vă spun statistici că nu e așa bine, adică nu e bine, nu vreau să cobesc, dar comunitățile se mobilizează, ceea ce e foarte frumos, dar dacă rezolvă ceva până la urmă, sunt oamenii legii. Deci e bine și cu comunitatea, dar oamenii legii din America o să aibă de lucrat la treaba asta și dacă o să descopere ceva, ei o să descopere. Da, s-au făcut săpături și în zona casei și se mai fac, o să vedem.